Drama lui Îndruță, păsărele tinereții noastre, a fost pusă în scenă de elevii gimnaziului din satul Horodiște, raionul Rezina. În instituție activează un cerc teatral în cadrul căruia copiii învață arta actoricească. Potrivit administrației școlii, la elevi a apărut și interesul de a citi mai mult. Este o tradiție de la Horodiște, unde alături de teatru se sărbătoresc sărbătorile religioase, precum este Sfântul Andrei și altele. Este o tradiție, copiii sunt cointeresați să participe. Însuși teatru educă mai multe elemente la elevi, ca cum dicția, prezentarea și locul în scenă și alte lucruri. Și vreau să vă spun că prin intermediul teatrului s-a mărit și calitatea însușitii la elevi. Au venit mulți, au solicitat această piesă ca să o citească. În schimb, nu prea le-am solicitat dorințele că le avem literatura în limba chirilică, dar totuși au făcut cunoștință. Am rămas foarte mirată de felul cum au jucat copiii. Poți să pleci cu dânși la un teatru în oraș. Mi-a plăcut un spectacol și mai ales decorul. Se vede, într-adevăr, copiii citesc, au dragoste de teatru, de acum ei se întreg, nu știu care, să vină la cerc și cine să iei rolul. Vor tot mai multe roluri, mai mult spectacol. Deși au avut mult de muncit, elevii s-au simțit foarte bine în rolul personajelor pe care le-au interpretat. Acest rol a fost într-un fel și greu, însă munca pe care am depus-o cred că a meritat. În sfârșit, rezultatul obținut cred că nu a fost chiar atât de rău. Și, într-un fel, sunt mulțumită de mine însumi. Am câștigat, am avut a câștiga, învățând anumite tehnici, în primul rând, și mulțumesc, în primul rând, și doamnei care ne-a dirijat și ne-a purtat până la urmă, așa, ca printre rânduri de mână, până ce am ajuns aici. Am învățat multe lucruri noi, unele piese de-a lui Îndruță, am avut niște emoții plăcute. Mulțumesc foarte mult doamnei bibliotecare că ne-a condus, ne-a oferit șansa de a ne prezenta. Teatrul din satul Horodiște activează de 3 ani. Membrii Cercului de Artă Dramatică participă la diverse festivaluri raionale.